10, Valentin Dima, cu numărul 70, George Codig, Dragoș Balauru și jucătorii de câmp Alexandru Iordănescu, Robert Neacșu, Marius Grigore, Vlad Mârzea, Tiberiu Petru. Și pare că este o vârstă destul de fragedă în antrenorat. Este, însă eu am început destul de devreme și pot să spun că sunt, din multe puncte de vedere, definit, am stilul meu și voi merge acolo unde voi fi dorit, dar acolo unde voi găsi mediul potrivit în care să pot să mă desfășor și să pot să produc performanță. Este o candidată la promovare, iar pe mine mă leagă amintiri frumoase de Petrolul, pentru că, după cum poate vă faceți aminte, am reușit o promovare din Liga 2 în Liga 1 cu Petrolul și ori de câte ori văd echipa, e un sentiment de plăcere. Dar, sigur, au traversat și o perioadă mai dificilă, au schimbat antrenorul și eu doresc să aibă succes, mai ales că Tavi este și fostul meu antrenor, împreună cu el am reușit să promovăm. E o echipă care, de care fotbalul românesc are nevoie în prima ligă și acum are nevoie de cu Cluj, de UTA, de FC Argeș. E bine ca aceste echipe să vină înapoi în prim plan, pentru că avem nevoie de lume la stadion, avem nevoie de emulație, avem nevoie de să ridicăm nivelul fotbalului și este un mijloc extrem de important prin care putem să facem dacă avem aceste echipe în prima ligă. Pentru noi, victorie înseamnă 3 puncte. Victorie înseamnă continuarea unui program de antrenamente, de muncă care s-a făcut până acum. Înseamnă că putem să ne agățăm de zona fruntașă și să încet să ne ajungem în primele două echipe care vor promova. Ilie, din păcate, nu l-am prins foarte mult, au fost câteva jocuri unde am jucat împotriva lui. Un jucător de o calitate extraordinară, este unul din cei mai buni, dacă nu primi trei, cu siguranță.